Lumea cărților este una fascinantă, însă nu toți copiii sunt expuși și încurajați să citească, din nefericire. Cu cât începem să le citim mai repede, cu atât avem șanse mai mari să-i facem să se îndrăgostească de lectură. Bianca Mereuță este inițiatorul proiectului Ce le citim copiilor, mama unui băiețel îndrăgostit de cărți și cea mai în măsură să ne dea sfaturi despre momentul în care ar fi bine să începem să le citim copiilor și ce anume. Când începem să le citim copiilor, sunt studii care atestă faptul că Copiii răspund uh, la anumit stimul, după ce ies din burtica mamei, răspund la anumit stimul dacă uh, lor li s-a citit înainte uh, înainte de a se naște, de când erau în burtică. Deci cel mai potrivit moment ar fi din momentul în care, din clipa în care, aflăm că suntem însărcinate, să luăm, să luăm anumite cărți care pe noi ne relaxează și le citim pentru că așa copilașul se conectează cu vocea noastră, se conectează neaude neaude din de acolo de unde este în urtică acum, după ce vine printre noi sunt câteva tipuri de cărți care sunt potrivite, potrivite pentru el în principal, acele cărți care au ritm și rimă ritmul este cel poeziile, spre exemplu, sau anumite cărți în texte realizate în versuri, care au un ritm și îl fac pe bebeluș să perceapă acel ritm, să asociază, de fapt, el acel ritm cu bătăile inimii mamei de atunci de când era el în burtică. Așadar, dacă ar fi să sfătuiesc o mămică ce să facă ca să-și uh, apropie copilașul și să simtă cu totul, uh, să se simte el cu totul uh, conectat încă din primele zile de viață, ar fi să-i recomand să uh, aibă de când se naște o carte de poezii cu un ritm uh, cât mai apropiat de cel al bă, uh, bătăilor inimii. Un alt tip de carte foarte potrivit pentru copilași chiar uh, la câteva săptămâni după ce se nasc. Până în primele două luni de viață, copilașii, uh, vederea copilașilor se perfecționează și atunci tot devine tot mai acurată. Și acelea sunt primele cărți cu care, pe care le putem pune, prezenta în fața, în fața lui. Și apoi cărțile cu sunete și mai urmează. Am rugat-o pe Bianca să ne facă o serie de recomandări de cărți potrivite pentru bebeluși, cu ritm și rimă. Noi am început uh, cu cărțile lui Helen Oxenbury. One, two, buckle, my shoe, uh, tickle, tickle under there. Uh, am, uh, e foarte important, uh, dacă dorești să introduci o limbă copilului, poți să o faci de la începutul vieții. Și atunci uh, noi citeam mult în, în limba engleză. Bineînțeles că uh, i-am citit și Motoșel și Botoșel Anei Blandiana, din întâmplări din grădina mea. Cărțile Constanței Buzea se găsesc pe piață și. În anticariate, dacă veți merge sau căutați în magazine online unde se vând cărți din perioada copilăriei, veți găsi cărțile pasionariei, uh, Sunt foarte, foarte frumoase versuri acolo. Deci atât literatura în versuri, cât și literatura ritmată și rimată. Și mai recomand Julia Donaldson, care atât în engleză sună foarte bine, cât și în limba română. La editura Cartea Copiilor a apărut uh, Charlie Ciocolată, Graffalo, uh, Grafalo. Ce mai este? Mai muțica Bramburica, foarte bine traduse de uh, domnul Florin Bican. Deci sunt, sunt, sunt cărți care pot fi citite o, nu știu, o sumă de șapte, opt, zece cărți repetate, sunt suficiente în primele luni de viață. Acum știți ce le puteți citi micuților. Important este să vă faceți timp și să le dedicați toată atenția dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe alexandraaronmamatv.ro